Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii. Acest vlog este dedicat celor care se declară susținători, dar din punctul meu de vedere sunt doar niște fanatice, obsedate, care nu fac altceva decât se contrazic de la o zi la alta și vedem cu adevărat, dacă stăm și le urmărim, ceea ce urmează să se întâmple în Casa Iubirii. Din câte am auzit, această Viorela Lis spune că ea niciodată nu a sunat la Canal D. Eu, în acel vlog, am spus destul de clar că mi s-a spus în live ce face ea. Dar că urmează să sune sau să sune sau a sunat la Canal D și că dorește neapărat eliminarea Elenei pentru că este un pericol pentru Virginica. Bineînțeles că aseară o vedem că iar țipă și urlă Pandele, aia care vorbește și măcar eu n-am spus. Dragii mei telespectatori, aseară pe live am făcut întrebarea asta pentru că văzusem înainte să dau drumul la live. Și am întrebat și erau pro și contra că au spus că n-a spus. Dar eu personal, săptămâna asta, am văzut-o când făcea live-ul peste zi, când țipa că Elena este un pericol pentru Virginica și că Elena este nebună de balamuc. Acum, bineînțeles că ea se leagă de faptul că n-a sunat la Canal D și că ce e mama, tata Virginicăi. Păi, măi drăguță, așa o dai tu banditește și faptul că tu nu ești admină. N-a spus nimeni că ești admina Virginicăi. Am spus că acum o susții. Acum o dai cu telefonul. Dar de ce nu vrei să recunoști, la fel ca Virginica, de ce nu vrei să recunoști că, de fapt, tu ai țipat pentru că ai auzit de la că ți-a scris mama Virginicăi și Virginica că a făcut-o Elena să plângă pe această fată mică, neagră și urâtă și că doriți eliminarea cât de urgent a Elenei. Am înțeles aseară că toate o înjurați pe Bianca că de ce s-au lăsat nu știu unde, că de ce a salvat-o pe Elena. Păi fii mear scârbă de voi de mincinoase. Oare cât tupeu să aveți în voi, mai ales tu, Viorela Lis, să te contrazici și să mă faci și pe mine mincinoasă, în condițiile în care tu ai spus pe live-ul tău, iar pupezele alea din live-ul tău, din gazda ta, sunt la fel ca tine de mincinoase, că dacă erau niște femei adevărate, dar n-au voie să te contrazică, nu de alta, dar le dai peste bot și le pui la punct. Ba da, Violeta, ai spus. Ai spus că Elena a făcut-o să plângă și că ar trebui să plece, că e nebună de balamuc și că prezintă un pericol. Asta, de ce n-ați dat esența și voi v-ați legat de telefonul de la Canal D? Păi, scuzați-mă pe mine, astea care sunteți în gazdă la Viorela Lis și vă mai și contraziceți și vă mai uitați precum cățelele alea la poarta nouă, când aia își bagă și scoate, voi salivați și mai și râdeți și acum mai aveți tupeu să spuneți lasă-o pe Pandele că aia oricum aberează, aia Alexandra Grai, dar de fapt ești Alexandra Gay, ești blonjeică. Am înțeles. Păi uite, de aici încă o dată îmi demonstrez că n-ai coloană vertebrală și că ți este frică de Violeta să o contraziceți și să-i spuneți pe față, da, Violeta, ai spus. Atunci înseamnă că sunteți și voi mincinoase, la fel ca Violeta, dar mie îmi pare bine ceea ce faceți. Că toți telespectatorii văd cât de mincinoase sunteți și cât curaj aveți și cu câtă nonșalanță puteți să mă contraziceți. Când eu personal, atâta lume v-a auzit când vorbeați chestiile astea pe live, că Elena este un pericol pentru Virginica și că trebuie să plece, că e nebună de balamuc. Și acum o dați, vezi, Doamne, n-a sunat Violeta. Păi nu mă spuneți substratul, spuneți esența la ceea ce am spus. Că alea sunt vorbe pe care le-am auzit eu, nu ce mi s-a spus în live. Și normal că am tind să cred că
ai fi în stare și de lucrurile astea, că la cât te știu eu pe tine, Violeto, ești în stare de orice, numai ca să-ți iasă ție calul favorit, că tu acum nu mai vrei să recunoști că ai promis la începutul sezonului că nu o să mai susții pe nimeni, că de fapt o înjurai și o bălăcărei pe Virginica, că de fapt dacă jandarmul nu pleca acum o beștelei pe Virginica ceva de speriat, dar pentru că nu mai e caldă pariat, acum e bună Virginica și o vedeți cea mai corectă. Ce mai vedem? Că Alin Teodor acum postează peste tot că Patrick nu prinde final. Fac apel iar către staff. Dragii mei telespectatori, faceți un pic legătura. Dacă s-a adus în discuție vreun deranj, vreo problemă de-a lui Patrick, atunci este clar că acest Alin Teodor a aflat de la Virginica și iar face ceea ce a făcut și cu Roberta, când Roberta era în casă, Roberta descalificată, Virginica finalistă. Oare s-a făcut o discuție în platou de a auzit Virginica lucrurile astea și acum marșează Alin Teodor că Patrick nu va prinde finala sau umblă la strategia aia la două capete? Hai să nu-l mai votăm pe Patrick, oricum nu prinde finala, și să-l votăm pe Cioban. Ce să votăm la Ciobanu? De Garcia. Falsitatea lui, strategia pe care a făcut-o cu Alexandra de acasă, că ei niciodată n-au fost despărțiți și că au venit pe rând pe rând în casa iubirii și că acum, vezi, Doamne, se dă că e îndrăgostită de Denis, dar de fapt, din câte mi-a ajuns la urechi, și Alexandra vorbește cu Georgeta Predică și că tot ce ați văzut a fost decât strategie făcută de acest trei, Ciobanu, Garcea, Alexandra și Sas. Așa că, dragii mei, cei din staff, dacă susțineți acest Cioban și a reușit asta, Alexandra și Ciobanu să vă păcălească, e prea mult. Că Ciobanu urmărește să ia finala și dacă ia finala nu mai are cum să ajungă în sezonul 4. Deci el vrea toți iepurii să-i alerge odată. Dar eu cred că ar trebui să-l alergați dumneavoastră ca staff, ca să nu se mai facă precedente și să mai vină concurenți cu plaț de afară să se despartă la secundă doar ca să fie în casa iubirii. Ce a ajuns casa iubirii? A ajuns deșeu, hazna pentru toți neaveniții și toți puturoșii? Până unde este tupeul Alexandrei și a lui Garcea, conștienți fiind, hai să păcălim emisiunea, hai să ne batem joc de ei, mergem și ne întâlnim. Nu contează că te culci cu 1, că te culci cu 7, că eu mă culc cu 3. Nu contează. Banul să iasă după emisiune, de ro 99 de pete, ne dăm cu spirit și clor și mergem acasă amândoi de mână. Chiar așa? Și tanti geta asta, Veta de la Caracal, mai nou acum, m-am uitat aseară pe live-ul lor, ferească-mă Dumnezeu. Ce vedem? Vedem că acum începe aia, umor online, să spună, domne, noi îl placem pe Garcea indiferent ce face, indiferent că va fi cu Alexandra. Dring! Indiferent că va fi cu Alexandra. Să înțelegem că urmează ca Garcea și cu Alexandra să spună acum pe final, vai, am încercat, dar nu putem, ne iubim prea mult, ne-am dat seama. Dragele mele, susținătoare, țipau și umor offline și cu USAS, trebuie să-i susținem că noi l-am plăcut pe Garcea și niște susținători adevărați, ca la fotbal. Indiferent ce face, noi îl susținem. Păi ce sunteți, fetelor? Umor online. Ce sunteți? Păi tu susții dreptatea, corectitudinea sau susții calul? Ca să știm și noi. Deci încă o dată am avut dreptate și acum umor online.
vă certați cu susținătoarele voastre, că trebuie să-l susțină pe Garcia indiferent cum. Chiar dacă se ceartă, se împacă cu Alexandra, că voi trebuie să-l susțineți. Păi încă o dată îmi arătați cât de perverse sunteți. Și aseară am văzut în live-ul vostru pe aia bătrână, Aurelia, care ferească Dumnezeu. Măi, femeie, mai trăiești? Sincer. Eu te știu de la Puterea Dragostei, de la Bianca Comăneci. Tu oricum ești dusă. Aurelia, femeie bătrână, să țipi în halul ăsta și să plângi pe toate live-urile. Acum ai ieșit și online, să vadă lumea cât de dusă ești. Și ce spuneai? Cine o... Da, dați odată în judecată pe jegul ăla de femeie. Păi tu pe mine mă faci jeg? Păi pe tine te caută moartea pe acasă și tu ești în online? Măi, Aurelia, măi, femeia asta, fără soartă. Cât de fanatică să fii, să începi să plângi și să spui, a, eu am ținut cu Chirescu, eu țin cu Garcia. Păi toată viața ta ai susținut, măi, femeia, bărbat, că și vocea ție de bărbat, ești o bancă de aia care miroase a ceapă, mănânci ceapă multă și bei țuică, măi, Aurelia, comunistă de aia înrăită. Tu crezi că și acum îl plângi pe Ceaușescu? Spui să mă dea pe mine în judecată. Dar nu-i mai bine să dai tu pe Dumnezeu în judecată că te-a lăsat pe pământ și te lasă prea mult? Că ești prea tare în gură și proastă în meserie? Sincer îți spun, măi, Aurelia, că nu meriți, doamnă. De unde și până unde vorbești tu de mine? Mă cunoști tu pe mine? Măi, asta, comunistă înrăită, nazistă. Dă-te în judecată tu, dă-l pe Dumnezeu în judecată că te-a născut și te-a lăsat până la vârsta asta să urși pe, în grupuri, în live-uri și să arăți câtă țuică și șoricoaică bei. Fii mersilă de tine, miroși a ceapă și a țuică. Atât de bună ești. Dacă erai vreo doamnă adevărată, știi la vârsta ta că trebuie să stai în banca ta, nu să te dai în spectacol. Mai bine du-te și plânge. Dar să vedeți, Aurelia asta, ce va țipa și va urla și o va blestema pe Alexandra. Ca acum să vedem că astea umor online și tanti Geta o vor pe Alexandra. De ce? Lăsați băiatul să facă ce vrea. Păi acum o lună țipați că e urâtă cal, că e nenorocită, că de ce să mai stea Garcia cu ea? Aia l-altă răgușise tanti Geta, s-o lase pe Alexandra. Vedeți ce vă spun? Că aceste femei au probleme grave și ulterior îmi dați mie dreptate. Asta e umor online. Îmi pare bine că ți-ai arătat arama pe față și să vezi ce o să te bubuie femeile cu raționament. Mă, dar voi chiar vă bate joc de noi? Voi vreți să-l ținem cu Garcia, că e el Garcia? Păi nu ținem și noi cu corectitudinea? Nu ținem și noi cu concurenția aia adevărați și corecți? A, trebuie să ținem cu Garcia, că e cioban. Indiferent cum, e cioban. Fii mersilă de live-ul vostru de mincinoși. Și încă o dată am eu dreptate, prin asta nu demonstrați decât că sunteți niște fanatice și că voi n-aveți treabă cu raționamentul, cu principiile sănătoase. Voi chiar dacă îl vedeți acum că vă înjură, că e mincinos, că e pervers, voi îl susțineți că e Garcia. Păi și atunci sunteți la fel ca ei. Exact cum este și Viorela Lis, care o făcea pe Virginica în toate felurile, acum Virginica e cea mai bună, cea mai corectă, cea mai sinceră, cea mai reală. Fii mersilă de voi. Dar sper odată din tot sufletul ca toți telespectatorii raționali să-și dea seama ce fel de femei sunteți, că voi n-aveți treabă cu tematica emisiunii și cu corectitudinea, voi vreți să concurenția să facă ca voi, ca voi să mințiți telespectatorii, concurenții voștri la fel, și atunci stau și mă întreb, oare cât veți mai sta lângă aceste pupeze, Viorela Lis și Sas, să vă mintă și să vă manipuleze? Chiar nu aveți coloană vertebrală să vedeți că acești concurenți sunt malefici și mincinoși și ele acum vă inducă indiferent cum. Trebuie să ținem cu ei și că-s buni și că-s nebuni. Ferească-mă Dumnezeu! Păi atunci nu mai spuneți că sunteți corecte și că aveți principii.
Spuneți că sunteți fanatice, obsedate și indiferent ce vor face concurenții voștri, voi îi susțineți. Da, mă bucur, chiar vreau să văd și eu câte femei raționale mai aveți pe live-urile voastre. Și oare cât de deștepte sunt să nu-și dea seama cât de perverse sunteți voi două, Viorel Alice, bine, cu OB-ul Alin Teodor și asta, Tanti Geta, Sas, cu Umor Online și cu Gabi, zlugoaicele ei. Tare sunt și eu curioasă să vedem până unde duce tupeul vostru și manipularea voastră către aceste individe care vă cred. Și văd cu ochii lor că le prostiți pe față și ele tot se uită la voi. Tare sunt curioasă. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Mi s-a adus la cunoștință că asta am spus și în vlogul pentru Casa Iubirii. Cistinela și cu Virginica au făcut postare și au postat-o la story, dar au ținut-o câteva ore cât să fie virală, că astea suntem noi. Și după pune cu Elena și cu băiatul care a avut acel content pe TikTok. Măi, Virginico, măi, perverso, păi nu erai tu aia care țipai că... Doamna Manda, ce face Roberta? Pune poză, pune melodie că suntem hiene ca să ne dea lumea hate? Păi și tu acum ce faci? Doamna Manda, cât îi mai permiteți lui Virginica asta? Lui bandita asta? Cât îi mai permiteți? Stau și mă întreb, până unde duce această nebunie? Chiar stau și mă gândesc, până unde îi mai permiteți aceste individe, asta care acum... pune susținătorii ei, le dă informații și susținătorii ei cer toate în cor că sunt duse să fie eliminată Elena. De ce? Că Elena este asumată și că le spune pe față, că îi spune pe față Virginicăi că este falsă și mincinoasă și că arată lumii întregi ce caracter urât are această Virginica. De asta trebuie eliminată Elena. Doamna Mantea, sper din tot sufletul, doamnele producător, nu mai încurajați astfel de specimene, precum Virginica, precum Garcea, care a venit, au venit, deci Garcea cu Alexandra au venit cu temele făcute de acasă. Uitați-vă în telefoanele lor și veți constata cât de mult și-au bătut joc de voi, i-a ținut în capitală, le-ați dat să mănânce moca, v-a făcut una cu pământul, cu susținătoarele, arăți de emisiune. Sas, dacă eu nu țipam și urlam când vroia ea să amenințe că vă desfințează emisiunea, că sunteți femeia de la pagina 5, că vă susțineți concurenții, multe chestii urâte. Și acum să vedem exact ce v-am spus de mult, că Garcea și cu Alexandra au venit înțelești de acasă? Să vă păcălească? Oare merită să mai stea oamenii ăștia în emisiune? Eu vă întreb, doamna Mante, mai merită? Dacă vreți să faceți precedente și să dați lecții la toți, băi, puteți să vă duceți în Casa Iubirii, acolo e casa posibilităților. Și dacă ești gravidă, te dai că ești despărțită și vine emisiune. Ferească-mă Dumnezeu. Așa că, doamna Mantea, doamnele producătoare, eu v-am spus ceea ce se întâmplă. Dacă vreți să luați măsuri, aveți foarte multe piese în puzzle. Vă mai trebuiesc 2-3 confirmări și e foarte ușor, fiind un trust atât de mare, încât să înțelegeți că ați fost trase în piept și că v-a tras emisiunea în jos. Mai ales online-ul l-au făcut praf Viorel Alice și cu Tanti Geta. Și mai au tupeu să mai vorbească și de staff. Și să mai acuze stafful de multe în condițiile în care ele doar asta au făcut. Și concurenții lor fac asta și în emisiune. Și tot ei au tupeu să râdă de alți concurenți și să spună că sunt mincinoși, exact cum a făcut Virginica, scoțând ieri în evidență că Elena s-a contrazis. Păi tu nu te-ai contrazis de la o secundă la alta cu Alena. Că ai fost la apartament după care n-ai mai fost. Că nu l-ai chemat tu pe Robiță la club.
acolo în Craiova. Așa că, dragii mei telespectatori, justițiarii mei și toți care vă regăsiți în ceea ce spun și considerați că am dreptate, distribuiți cât se poate de mult să ne facem mai auziți și poate staful înțelege un lucru, că nu mai vrem să fim mințiți cu televizorul. Deja sezonul 3 a luat amploare foarte mare la falsitate. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.